Vocea Basarabiei, Valentina Ursu. Suntem în vizită aici la Chișcăreni, în Sângerești, și discutăm despre viața la țară, cum se trăiește, cum se muncește, cine muncește. Așa, cine muncește, așa la bine trăiește. Așa, știți ce pot să vă spun? Viața la țară, acum, la moment, nu aș zice că e mai greu decât a fost cândva. Decât a fost cândva, când părinții noștri îi încărcau în mașini și printre care și eu eram copil săpile și la câmp, cu turma. Acum fiecare are posibilitatea să îngurdeași și organiza viața, care e la servici, care e la business, care este. Da, și eu e câte să udă și sunt piață și nu-i greu, dar oricum e mai ușor decât a fost cândva. Vreau să spun că sunt foarte mulțumită. Eu personal, asta e, nu că, da, e părerea mea și e voința mea despre viața care o ducem astăzi și despre puterea care o avem astăzi. Sunt foarte mulțumită pentru cum ne conduce țara doamna Maia Sandu. Foarte. Da, acolo în piața Marii Adunări Naționale sau în inima Chișinăului, știți că se mai organizează proteste și ce se cere acolo? Dar ce se cere? Da, am văzut că v-ați mărit salariile voi. Și cer achitați-ne complet facturile. Să ne spui, așa care cer complexele, achite facturile. Când au mai fost? De exemplu, eu primesc facturi la gaz și la lumina electrică, la energie. Îi achitat drept că la mine situația în familie, așa că soțul de grad sever de invaliditate și suntem în categorie superioară sau cum acolo de ajutor. Două treimi mi se achită, mi se compensează și numai o treime plătesc eu. Când a mai fost așa ceva? Nu a fost niciodată. Că să mărește salariul la parlamentari, la nu știu, așa și e normal, pentru că ei nu trebuie să aibă același salariu ca și noi, ca spatul să ne reprezinte și ne conduc țara. Dar ce se mai cere acolo la proteste? Alegeri parlamentare anticipate? Și eu nu știu cine e de acord cu așa ceva. Cred că niște care sunt cumpărați și sunt sub influența fugarilor. Dacă ar veni ei la guvernare, cine? Cei care organizează proteste, cum ar fi situația în Republica Moldova? Cine? Cei care organizează protestele. Ar fi grav, foarte grav. Eu s-o pot că ar fi foarte grav. Cum am fost cândva pe timpul Uniunii Sovietice, eram închis parcă într-un grajd când învățam comunismul științific la universitate, ne spune că mai bine ca în Uniunea Sovietică nu se mai trăiește nicăieri, dar noi nu știam cum se trăiește în lume. Eu mă socot că ne-ar duce țara înapoi cel puțin cu 30 de ani. Dar asta-i părerea. Ar achita ei facturile integral? Da, nici nu-ți discute. Cum integral? Ei nici măcar aici câteva procente care ne s-au achitat, acum nu ne-ar achita. Ei din contra că ne-ar mai lua. Dar pentru dumneavoastră, acum cetățenii, contează direcția corectă pe care se îndrepte Republica Moldova și care ar fi această... Numai calea europeană. Numai spre Europa. Dar dacă toată lumea e civilizată, unde-i? Nu e Rusia. Poate au și acolo oameni civilizați, dar majoritatea e așa cum vedeam la televizor, cu propaganda rusă și așa mai departe. Sigur, calea europeană. Despre războiul pornit de Vladimir Putin în Ucraina, E strașnic. Soțul meu singur e de la Ucraina. E din regiunea Cernăuți. Drept că regiunea Cernăuți nu se bombardează, dar nu are nu contează ca nume regiunea Cernăuți. Totuna îmi spune cumnata permanent sunt stresuri, permanent sunt cu sirene, permanent sunt subsoluri și așa mai departe. Da, sunt extraordinar de dezamăgită de nu știu cum să-i zici, rasist, fascist, mai scurt, de un om care pentru care nu contează viața oamenilor. Atâtea mame și-au crescut copiii pentru ce? Să-i trimată la rând. Să-i într-adevăr, da, carne de tun. Și aceleași mame de la Rusia, care ele nu înțeleg, le aduce copilul mort acasă și el spune că da, el a murit, dar cu moarte de erou. Unde-i mintea?
Dar acum s-a vorbit și se mai continuă să se vorbească despre anumite scenarii care ar putea să destabilizeze situația și în Republica Moldova. Iată cât de vigilenți sunt cetățenii, cum vedeți dumneavoastră ca să nu se ajungă la aceste destabilizări? Uitați-vă cât de vigilenți sunt cetățenii. Noi de aici, de exemplu, de la Chișcărie, nu cred că mult putem face. Oricum, eu să cot că asta totul depinde de organele noastre de securitate și de diplomația care poate să o... cu care pot, arma cea mai importantă care poate care pot aplana lucrurile. Timp, da? Eu așa s-o cot. Eu mă gândesc că oamenii de rând și din regiunea transnistriană, nu mă gândesc că este cineva care cu mintea, cu conștiința trează, care să fie pentru război. Nu mă gândesc că este așa ceva. Și ce vă doriți cel mai mult? Ne dorim cel mai mult pace. Pace și sănătate. Dacă le avem pe este, arestul nu contează nimic. Și unitate, însă. Și unitate, numai decât, da. Adică eu m-am gândit anume la... Și cu cine am discutat? Cum vă zice? Ce scuze, da, cu Elena Prodan de la Coșcuden. Mulțumim mult, sănătate și zi frumoasă în continuare. Vă mulțumim mult și dorim numai pași, atâta cât Ucraina încă mai rezistă. Eu permanent la televizor urmăresc și zic, Doamne, dă-le, Doamne, putere, cât mai pot să mai reziste, că ei ne apără. Ei ne apără, eu asta să pot.